Salut! În acest video vom rezolva o problemă din teoria probabilității. Și anume vom rezolva, iată, acest exercițiu evidențiat, 1.3.10. Condiția este, puterea de încolțire a semințelor este egală cu 95%. Se aleg la întâmplare 6 semințe. Care este probabilitatea că ele vor da numai puțin de 5 încolțiri? Care este probabilitatea că toate 6 semințe vor încolți? Fie, rezolvăm această problemă. Deci ne este dat conform condițiilor problemei că probabilitatea oricărei semințe de a încolți este de 95%. Și noi putem să notăm aceasta prin probabilitatea lui A de I, pentru că nu contează care e sămânță. Prima, a doua, ori a șase. Este 95%. Sau aceasta este 0,95. Și pentru a rezolva această problemă, observați că ar fi mai ușor dacă întâi vom determina probabilitatea evenimentului B, deoarece acest eveniment se conține în evenimentul A. Și anume, dacă ilustrăm aici, da. Deci vom avea că trebuie să calculăm care este probabilitatea că toate cele 6 semințe vor încolți. Deci B o să scriem sub forma de, arătăm de tabla, deci toate 6 semințe încolțesc, hai fi bifez printr-o bifă, voi nota că încolțesc. Cum putem exprima acest lucru? Prin evenimentele elementare. Dacă observați aici mai sus, s-a notat AI, probabilitatea, deci aici este sămânța numărul I, sămânța I încolțește, unde I poate fi de la 1 până la 6. Atunci noi acest eveniment putem să-l scriem sub forma A1, A2, A3, A4, A5, A6, toate legate prin și. Adică se are vedere că noi știm, prima sămânță încolțește, a doua sămânță încolțește și a treia sămânță încolțește și așa mai departe până la a șasea sămânță încolțește. Noi uneori putem scrie că aceasta prescurtat sub forma intersecția I începe de la 1 până la 6 a lui A de I. Deci cu alte cuvinte, aici s-a arătat că are loc la intersecția mulțimilor A, I, unde I de la 1 la 6, A1, A2 până la 6. Noi de acum știm că toate aceste evenimente sunt independente. Faptul că sămânța încolțește nu influențează cealaltă sămânță, să încolțească sau nu. Deci noi să avem probabilitatea lui B, asta e probabilitatea lui intersecția I de la 1 până la 6, al A de I. Asta înseamnă că va fi probabilitatea lui A de I și se mulțește probabilitatea, deci A de 1, probabilitatea lui A2, probabilitatea lui A3, toate se mulțesc între ele, dar deoarece fiecare dintre ele este egală, este 0,95. Noi pur și simplu putem să luăm oricare dintre aceste probabilități și să ridicăm la puterea a 6. În cazul nostru o să avem 0,95 la puterea a 6 egal cu. Putem să folosim Wolfram Matematica pentru aceste calcule sau puteți să folosiți orice alt soft matematic. Și de exemplu, aici o să avem, deci 0,95 la puterea 6 este 0,735, deci noi să avem
0,735 sau aceasta este 73,5%. Astfel, am rezolvat subpunctul B. Acum vom rezolva subpunctul A și o să observați de ce am folosit întâi, găsit întâi B mare, probabilitatea lui B mare. Deci aici A va fi, începem să închidem Wolfram Matematica, A este că exact, deci exact 5 sau 6 vor încolți, dar să arătăm și condiția problemei. Deci este indicat aici care este probabilitatea, ele nu vor da mai puțin de 5 încolțiri. Adică avem sau 5 sau 6. Iar aceasta noi putem să scriem că este B, asta înseamnă că toate 6 încolțesc, sau vreau să o să avem aici prima încolțește, a doua încolțește, așa mai departe, până la a cincea sămânță încolțește și a șasea nu încolțește. Sau o să avem iarăși prima sămânță încolțește, a doua încolțește și așa mai departe. Hai să ne oprim până la a patru aici și a patra sămânță încolțește, a cincea nu încolțește, a șasea încolțește. Sau și așa mai departe. Deci observați că de aceștia, în total câte paranteze sunt în total? Deci a 6 contrar, întâi poziția 6, apoi poziția 5, apoi va fi poziția 4, până ajungi la poziția 1. Deci vor fi 6 paranteze. Și fiecare dintre aceste paranteze, dacă observați, probabilitatea este aceeași. Pentru că pur și simplu se schimbă ordinea, da, care e contrar. Dar în rest, probabilitățile la fiecare sunt aceleași. De ce nu putem scrim ca toată aceasta? Formă. Probabilitatea evenimentului A este probabilitatea evenimentului B plus, pentru că B și celelalte sunt incompatibile, plus probabilitatea. O să avem intersecții I. Noi putem să luăm una dintre aceste șase. Da? Și va fi I de la 1 până la 5. De la A, I. Încă trebuie să mai adăugăm faptul că una dintre însele este nu încolțește. Și de exemplu luăm pe a 6. Și deoarece aceste paranteze se repetă de 6 ori, da? Aici când luăm probabilitatea, în loc de reuniune devine adunare. Deci noi le spunem aici în față 6. Sau aceasta fie egal cu probabilitatea evenimentului B plus 6 și aici avem și tot locul avem intersecție. Deci noi trebuie să înmulțim. Va fi. De acum aici am arătat dacă este intersecție de la 1 la 6 la subpunctul B va fi la puterea 6. În cazul nostru va fi probabilitatea lui A de I totul la puterea a 5. Se mulțește cu probabilitatea lui a 6 contrar. Dar a 6 contrar la probabilitatea oricărui AI contrar, asta este 1 minus probabilitatea lui A de I. Iar probabilitatea lui A de I este 95%. Noi să avem că probabilitatea de A e contrar este 5%. Înlocuim toate acestea aici și o să avem probabilitatea lui B este 0,735 mm plus 6 și 0,95 totul la puterea 5 înmulțat cu probabilitatea lui A e contrar și 500 egal cu. Putem să folosim aici iarăși Wolfram Matematica. Pentru asta o să ilustrez. Dar aici puțin mai jos.
cumva să încapsuleți și voi. Și aici o scriu 0.735 plus, asta a fost proprietatea lui B. Avem 6, înmulțăm cu proprietatea lui A de I, totul la puterea 5, înmulțăm cu 5 sutimi. Rezultatul, observați voi, este 0,9671. Și hai fie scriem acest rezultat, este 0,9671 sau este 96,71%. Deci remarc încă o dată că acest rezultat conține rezultatul obținut la punctul B. Deci 0,73%. Pur și simplu s-a adăugat ca această parte. Ok, și am obținut răspunsul la problemă.